Așa cum anticipam în edițiile precedente, avem parte de o toamnă bogată în evenimente culturale și artistice în toate zonele județului. Ca de obicei, Hunedoara 1 TV a pregătit și pentru această săptămână câteva recomandări, adevărate desfătări pentru ochi, spirit și suflet pentru perioada următoare. Puteți începe ziua de sâmbătă 21 septembrie cu multă mișcare în aer liber și fapte bune. Membrii asociației Alert Îndeva Junior vă dau întâlnire sâmbătă de la ora 9 la Pădurea Bejan pentru a participa la cea de-a 11-a ediție a Zilei de Curățenie Națională. Veți avea asigurat echipamentul necesar, saci de gunoi și mănușile, precum și ceva dulce și motivant pentru cei mici. Este o acțiune nu doar utilă pentru oraș și natură, ci și educativă. La Hunedoara se implică primăria și sună adunarea tot la ora 9 dimineața pentru a curăța din nou pădurea Chizid. Doritorii sunt așteptați sâmbătă dimineața în parcarea restaurantului Ciuperca. Cu cât mai mulți, cu atât mai bine pentru natură și sănătatea noastră. Și tot sâmbătă, 21 septembrie, tot copiii sunt cei care ne oferă oportunitatea de a petrece timp liber de calitate. Între orele 10 și 12, elevii Colegiului Național Decebal din Deva vă oferă o demonstrație de inovație și educație cu roboți și mașini electrice. Rodul muncii și creativității membrilor clubului Robotix, tineri talentați recunoscuți la nivel mondial. Evenimentul va avea loc pe pietonala din fața primăriei Deva. După fapte bune vine și răsplata. Seara de la ora 18, Biblioteca Județeană Ovidiu Sușeanu Hunedoara Deva își deschide larg porțile prietenilor ei de toate vârstele, oferind un program artistic și de divertisment variat și atractiv. Teatru, dans, muzică, lectură, expoziții în cadrul manifestării culturale Noaptea Bibliotecilor, ajunsă în acest an la cea de-a 13-a ediție. În deschiderea programului, pe scena amenajată în curtea Consiliului Județean Hunedoara, cei mici vor putea savura dramatizarea celebrului roman al lui Kipling, Cartea Junglei, pusă în scenă de talentata trupă a teatrului Ide Sârbu din Petroșani. În sala de lectură, robotică și noi tehnologii. Tot în curte, Bibliodance, moment oferit de elevii din Deva, expoziții și nelipsitele atracții pentru cei mici. De la ora 20, concert Andra, Noaptea Bibliotecilor se sfârșește pe la miezul nopții. Duminică 22 septembrie, de la ora 12, spectacolul Cartea Junglei și pentru copiii din Valea Jiului, pus în scenă de actorii Teatrului Dramatic Ide Sârbu din Petroșani. Povestea lui Mowgli este de departe una dintre cele mai spectaculoase povești pentru copii și nu numai. Coreografia acestui spectacol este semnată de Cristina Leca, un coregraf tânăr cu viziune, iar aranjamentul muzical este semnat de maestrul Juan Tudoran din Serbia. Sau, dacă optați pentru un alt gen de relaxare, puteți da o fugă la peștera Bolii, aflată la ieșirea din Petroșani, sub cetatea dacică de la Bănița, care va reverbera sâmbătă 21 septembrie în acorduri de nai și voci care recită poezii. Este un eveniment inedit, pus la cale de câțiva pasionați de poezie și muzică, oameni cu alte profesii, dar care iubesc frumosul și care va începe la ora 12. Luni 23 septembrie, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, în colaborare cu Asociația pentru Șoimăriți și Protecția Păsărilor de Pradă, Peregrinus din Deva, vă așteaptă la vernisajul expoziției temporare Șoimăritul între tradiție multimilenară și patrimoniu spiritual UNESCO, care va avea loc începând cu ora 10 în sala șemineului din Palatul Magna Curia. Expoziția va fi deschisă publicului vizitator până la sfârșitul anului.